Dragi colegi, colege, stimați invitați, bine ați venit să sărbătorim împreună cea de 20-a ediție a Zilei Contabilului Român. Ediție care anul acesta se desfășoară sub egida Smart Accounting, contabilitate de la A la AI. Toți suntem în era digitalizării și toată lumea vorbește despre inteligența artificială. Vom vorbi și noi astăzi printre rânduri, doar citind câteva fraze, pentru că nu ne-ar ajunge o după-amiază întreagă și vrem să ne bucurăm cu toți împreună unii de prezența celorlalți. Și tocmai de aceea o să vă spun despre agenda evenimentului care se va desfășura în felul următor. Urmează mesajul Consiliului Superior adresat colegilor noștri, după care mesajele invitaților noștri pe care am să vi prezint imediat, panelul de discuții privind tema noastră era Smart Accounting, contabilitate de la A la AI și, bineînțeles, vom încheia cu topul local al nostru, al de experților după muncă și răsplată, urmând ca mai târziu să râdem, să dansăm împreună. Bine ați venit și să începem! Aș vrea, înainte de a citi mesajul Consiliului Superior, să vă prezint invitații noștri din această zi. Din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă, l-avem alături de noi pe domnul inspector șef Popescu Ioan. După cum dumneavoastră a fost timp alături de noi. Din partea primăriei Piatra Neamț, domnul primar în exercițiu, domnul Adrian. Din partea primăriei Roman, domnul primar Leonard Achiriloare. Din partea Consiliului Județean și a primăriei Târgu Neamț, îl avem pe domnul Vlad Gregorian. Din partea Inspectoratului Școlar Județean, o avem pe doamna contabil șef Matilda Benescu. Și din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice, pe doamna Stăleudana, colega noastră care a spus că ne s-a dat de noi. Iar din partea domeniului de afaceri, din cadrul firmei companiei Comerse Săstăvinești, pe domnul Mătărean Antonia. Mulțumim pentru faptul că ați răspuns invitației noastre de a fi alături de noi să sărbătorim această zi împreună. Da, da. Mesajul Consiliului Superior către membri. Dragi colege și colegi, Ziua Națională a Contabilului Român este o sărbătoare a recunoașterii și a aprecierii pentru contribuțiile semnificative pe care le aduceți la dezvoltarea economică a României. În urmă cu 103 ani, la 13 iulie 1921, prin decret regal, profesia contabilă a fost reglementată în România. La acel moment a fost înființat CECAR, singura autoritate competentă care organizează și monitorizează activitatea experților contabili și contabililor autorizați, precum și a societăților de contabilitate și expertiză contabilă. Sărbătorim astăzi profesionalismul și integritatea membrilor CECAR, care își desfășoară activitatea cu competență și etică. Voi sunteți gardienii integrității financiare, asigurând transparența, precizia și conformitatea informațiilor financiar-contabile cu reglementările naționale și internaționale. Munca voastră este esențială pentru buna gestionare financiară, oferând informații indispensabile pentru deciziile care susțin creșterea sustenabilă a afacerilor și securitatea economică națională. Tema evenimentului de anul acesta era Smart Accounting, contabilitatea de la A la AI, aduce din nou în atenție rolul important al digitalizării pentru toate părțile implicate. Specialiștii în IT, care asigură dezvoltarea și implementarea tehnologiilor de ultimă generație,
profesioniștii contabili și mediul de afaceri, care trebuie să adopte aceste tehnologii și să le utilizeze pentru dezvoltarea și eficientizarea activității, și instituțiile și autoritățile statului, la nivelul cărora trebuie să se creeze sisteme complexe de analiză, utilizând tehnologiile smart pentru a eficientiza colaborarea cu contribuabilii și pentru a crește eficiența combaterii evaziunii fiscale. Modernizarea sistemelor de raportare și analiză este o realitate, iar această realitate trasează obiectivele pe termen lung și mediu și trebuie să asigure un raport win-win între contribuabil și stat. În toate aceste situații, integrarea inteligenței artificiale ar trebui să fie percepută ca o necesitate. Smart accounting reprezintă viitorul, unde analiza avansată a datelor și algoritmii de învățare automată devine esențială în furnizarea de perspective financiare detaliate și precise. Noua eră a contabilității inteligente aduce provocări, dar și oportunități extraordinare. Este esențial să ne adaptăm și să fim pregătiți pentru aceste schimbări. Vă dorim o zi națională a contabilului român plină de satisfacții și realizări și vă îndemnăm să continuați să practicați meseria cu pasiune și integritate. La mulți ani, dragi colege și colegi, cele mai sincere felicitări, Consiliul Superior al CECAR. Vă mulțumesc! În același ritm, să zic așa, permiteți-mi să vă transmit, inclusiv din partea Consiliului Filialei și a Executivului, putere de muncă, să încercați să treceți peste toate neplăcerile ivite între timp. Au fost atâtea discuții și atâtea, cum să vă spun, atâtea piedici puse, dar credem că noi suntem capabili să putem depăși orice situație negativă sau orice obstacol ivit pe parcursul anilor. Suntem puțini, dar totodată suntem mulți pentru faptul că suntem uniți. Suntem buni pentru că știm să spunem cu glas tare ceea ce ne doare. Asta vis-a-vis de toate acțiunile întreprinse între timp. Ce să vă spun? Să fim puternici. Și cred că împreună putem merge mai departe și putem crea soluții viabile și de lungă durată, să putem depăși toate obstacolele. Mult succes și să ne vedem cu bine. Mulțumesc! Am să invit dintre invitații noștri să ne adreseze câteva cuvinte și am să încep cu domnul Vlad Gregorian, care dumneavoastră reprezintă Consiliul Județean și Primăria Târgu Neamț, să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, stimați colegi! Stimați contabili din județul Neamț, mă numesc Vlad Grigorean și sunt consilierul personal al domnului Daniel Vasilică Harpa, primarul orașului Târgu Neamț și președintele ales al Consiliului Județean Neamț. Întrucât domnul Harpa se află în concediu, am onoarea de a vă transmite mesajul său cu ocazia Zilei Naționale a Contabilului Român. Stimați contabili din județul Neamț, cu ocazia evenimentului dedicat Zilei Naționale a Contabilului Român, vă transmit cele mai sincere felicitări și mulțumiri pentru contribuția esențială pe care o aduceți economiei locale. Profesionalismul și dedicarea dumneavoastră sunt pilonii stabilității financiare din județul nostru. Ca primar al orașului Târgu Neamț și președinte ales al Consiliului Județean Neamț, vă asigur că veți găsi în mine un partener de încredere gata să sprijine și să colaboreze pentru prosperitatea comunității noastre. La mulți ani și mult succes în tot ceea ce faceți. Cu respect, Daniel Vasilică Harpa. Mulțumesc! O să-l invit alături de noi pe domnul primar Andrei Carabelea să ne spună câteva cuvinte.
Salut, mâinile, bună ziua! În primul rând, la mulți ani și multă sănătate! Felicitări pentru toată munca de până acum, pentru felul în care vă adaptați în fiecare zi, pentru că știm că este un sector cu foarte multă presiune, cu foarte multe modificări și cu foarte multe situații și raportări pe care trebuie să le faceți uneori și de pe zi pe alta, pentru că așa se modifică lucrurile. Din partea mea, înțeleg misiunea dumneavoastră. Sunteți cei care, pe de-o parte, trebuie să păziți banii și o faceți cu maxim profesionalism și vă felicit, și trebuie să găsiți soluții complicate la probleme și mai complicate. Încă o dată, felicitări din inimă pentru tot ceea ce faceți. Rămâneți în continuare adaptabil, pentru că este o muncă în care chiar trebuie să vă adaptați și să faceți față la numeroase provocări, dar v-ați învățat cu greul, ați trecut peste experiențe complicate și sunt convins că sunteți pregătiți și pentru ceea ce urmează. Și da, astăzi avem și niște oportunități și niște aturi, avantaje, de care putem să profităm. Și aici sunt soluțiile inteligente și inteligența artificială. Vă felicit încă o dată, la mulți ani, multă sănătate, mergeți înainte cu tot profesionalismul și multă putere de muncă. Felicitări! Sigur, respectăm protocolul. Sărut mâna, distinse doamne, bună ziua, dragi domni. Și vă mulțumesc în primul rând pentru invitație, pentru faptul că îmi dați ocazia să fiu aici alături de dumneavoastră. Să vă spun un lucru de care sunt ferm convins, că vă înțeleg foarte bine și vă înțeleg nu numai datorită colaborării noastre, dar și datorită faptului că sunt economist și eu, am mâncat aceeași pâine ca dumneavoastră acum ceva timp în urmă. Și vă înțeleg că toate, poate frustrările de multe ori, toată dăruirea și toată, exact cum spunea colegul meu înainte, adaptabilitatea dumneavoastră, pentru că sunteți interfața dintre mediul de afaceri și ceea ce înseamnă administrațiile publice, locale sau centrale, și doar abilitatea dumneavoastră, studiul continuu, vă faceți să reușiți să intermediați această relație și să sprijiniți mediul de afaceri. Și acest lucru este foarte greu de făcut, pentru că fiecare dintre dumneavoastră colaborați cu diversi întreprinzători care au diverse obiecte de activitate, care au diverse spețe, iar dumneavoastră, în hărțițul acesta legislativ, trebuie să identificați cea mai bună, cea mai legală, cea mai potrivită soluție pentru ca acel business, dacă nu măcar să crească, să reușească să se mențină într-un echilibru în momentele acestea dificile. De aceea, aprecierea mea este cu atât mai mare pentru dumneavoastră și vă felicit pentru tot ceea ce faceți. În al doilea rând, în calitate de primar și coordonator al administrației publice locale, nu foarte mult, la fel cum poate Inspectoratul Teritorial de Muncă sau Administrația Financiară, dar și noi avem un contact cu dumneavoastră și aici vreau să vă spun că am încercat în decursul timpului ca ceea ce numim acum și ajungem la inteligența artificială, vorbim de sisteme informatice, vorbim de prietenia aceasta informatică, de legăturile cu dumneavoastră, încercăm să punem la dispoziție o platformă prietenoasă, un portal pe care dumneavoastră să-l puteți utiliza, vorbesc aici de Primăria Municipiului Roman, mai multe servicii digitalizate pe care încercăm an de an să le îmbunătățim și să le diversificăm. De aceea, în continuare, vă îndrum să utilizați aceste servicii pe care noi le avem la disponibilitate și totodată acceptăm și sugestiile dumneavoastră acolo unde putem să facem lucrurile mai bine. Sigur, era digitală este mereu o provocare. De ce spun acest lucru? Pentru că dacă am trecut prin această etapă de perfecționare, de programare, de softuri noi, deja ajungem să lucrăm acum cu inteligența artificială, deja începem să căutăm softuri care să ne protejeze softurile în care lucrăm. Deja lucrurile devin foarte complicate, deja și pe
dumneavoastră sau pe mine mă depășesc pentru că ne trebuie un alt expert alături care să ne protejeze bazele de date și asta înseamnă că și activitatea dumneavoastră devine din ce în ce mai complexă. Dar dincolo de aceste lucruri, este o meserie frumoasă, este o meserie care îți aduce satisfacție și sunt convins că dumneavoastră faceți acest lucru din plăcere și din determinare. De aceea astăzi eu vreau să vă urez la mulți ani sănătate, putere de muncă, să nu descurajați chiar dacă în momentul de față legislația noastră nu este una tocmai foarte prietenoasă, încercăm cu toții să ne aducem mica noastră contribuție pentru a ne fi mai bine fiecăruia dintre noi. Multă sănătate, la mulți ani și oricând, cu drag, sunt alături de dumneavoastră. Am să mai completez un lucru. Sper să nu vă plictisesc, dar e un lucru important pentru colaboratorii dumneavoastră, ceea ce am spus și anul trecut. Primăria Municipiului Roman a pus printr-un act normativ, hotărâre de Consiliul Local, aprobare de la Consiliul Concurenței, o schemă de ajutor de minimis pentru întreprinzători, cei care deschid business-uri în Roman, care inaugurează investiții de la 250.000 de euro în sus, mai mari până la 3 milioane, peste 5 locuri de muncă, pot primi o bonificație de până la 300.000 de euro prin reducerea de la taxele și impozitele plătite la administrația publică locală. Ne pregătim și pentru cel mai mare parc industrial din zona de centru a Moldovei, împreună cu administrațiile locale din zona Roman. Sperăm să putem să ducem acolo utilități, zone de acces, să pregătim această infrastructură să fie atractivă în perspectiva deschiderii autostrăzii A7. Dorim ca Romanul să profite la maxim și nu numai Roman, și întreaga zonă de o zonă de dezvoltare în mediul de afaceri, în ceea ce înseamnă atragerea mai multor locuri de muncă bine plătite și, bineînțeles, nu în ultimul rând, poate se întorc acasă și cei care au plecat să-și găsească aici un loc de muncă dorit și bine plătit. Toate cele bune încă o dată. O seară bună tuturor! Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag! Îl voi chema în continuare pe domnul inspector șef, domnul Popescu, să ne adreseze două cuvinte. Fără microfon. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitație. Cred că v-ați plictisit de mine. Eu sunt prezent la toate întâlnirile noastre. La toate la care mă invitați. Dar lăsând urmă la o parte, cred că e o tradiție. Ne vedem foarte, foarte des și dumneavoastră aveți nevoie de noi și noi avem nevoie de noastră. Sunt convins că știți lucrul acesta. Vă doresc succes, vă felicit pentru dragă activitate și mă gândeam așa, uitându-mă la banner, să sperăm că inteligența artificială, că roboții nu ne vor lua prea curând locurile de muncă, pentru că am citit de curând că în jur de 800 de milioane de locuri de muncă vor dispare în următorii 4-5 ani la nivel mondial datorită inteligenței artificiale. Se vor transforma. Se vor transforma, da. Săptămâna trecută și noi, ca instituție, Inspecția Muncii și Inspectoratele Teritoriale de Muncă, am împlinit 25 de ani de activitate. Mulțumesc frumos! Am făcut și noi în bilanța activității. Eu zic că am avut o activitate destul de serioasă, cel puțin la nivelul județului Neamț. Și cu această ocazie, și noi am premiat și am acordat diplome celor mai importanți parteneri ai noștri. Iar pentru dumneavoastră, pentru CECAR, dați-mi voie să-i mânez, doamnei președinte, diploma pentru buna noastră colaborare. Și s-o pup pe ocazia asta, că nu mai am avut atâta. Da, mulțumesc frumos, nu vă plictisesc mai mult. Felicitări încă o dată pentru întreaga activitate și vă doresc succes în continuare. Vom fi tot timpul ca instituție și eu personal alături de dumneavoastră. Mulțumim. Vă rog. Thank you.
din partea noastră. Ați fost tot timpul alături de noi, mulțumim și întotdeauna am găsit un partener în munca noastră, domnul inspector, adică nu numai organ de control. Efectiv a fost alături de noi cu diverse numări și am găsit tot timpul ușa deschisă. Mulțumim încă o dată. Din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, o avem alături de noi pe doamna Dana, care dumneai tot timpul, doamna Stoleru, care tot timpul dumneai ne încântă cu prezența și încearcă să mai citească pentru noi niște legi și niște ordonanțe, mai pe înțelesul fiecăruia. Și noi nu o lăsăm, iar ne spune, iar o luăm de la capăt și tot așa. Important este că nu se supără pe noi și chiar în pandemie îmi spunea că îmi lipsesc telefoanele, că nu mai reușesc să vorbesc. Doamna, vă rog. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Îmi revine deosebită plăcere să vă felicit atât în nume personal cât și în numele instituției pe care o reprezint, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț. Îmi exprim gratitudinea pentru profesionalismul, pentru devotamentul, tactul, atitudinea responsabilă direcționată către funcționarea și dezvoltarea economiei. Vă doresc să fiți mereu apreciați la justa valoare, să fiți însoțiți de recunoștință pentru tot ceea ce faceți, pentru munca depusă zilnic. Cu aceste gânduri bune, vă doresc multă sănătate, prosperitate, putere, realizarea tuturor aspirațiilor, succes în activitatea profesională, cât și pe plan personal. E adevărat, îmi lipsesc pe lângă telefoane și întâlnirile, pentru că acum, după cum ați sesizat și dumneavoastră, întâlnirile se organizează online, sunt întâlniri online organizate în fiecare lună, de fiecare direcție generală regională. Prin urmare, puteți urmări site-ul ANAF-ului, acolo veți regăsi toate instruirile care se organizează lunar cu diversi specialiști din direcțiile regionale. Mulțumesc încă o dată, la mulți ani! Să vă dau și o diplomă că ați fost alături de noi. Eu sunt convinsă că ne vom întâlni și la sală, vom face în particular cum facem noi de regulă cu toți colegii noștri și cu mare drag vă mulțumim că sunteți alături de noi. Mulțumim încă o dată. Din partea Inspectoratului Școlar o avem alături de noi pe doamna contabil șef, doamna Matilda Gănescu. Noi, începând de acum vreo 2 ani, am legat o legătură foarte puternică cu inspectoratele școlare, deci, practic, ne asigurăm noi viitorul cu, având grijă de cei care sunt pe băncile școlii. La licee se organizează acel concurs de cultură și educație financiară pentru clasele a 11-a, concurs care a ajuns anul acesta la ediția a 2-a, iar în urma colaborării cu inspectoratul școlar o avem pe doamna Matilda alături de noi. Vă rog! Bună ziua, stimate doamne, stimate domni, sunt onorată să fiu aici în mijlocul dumneavoastră să vă transmit mesajul inspectoratului școlar general. În cadrul evenimentului de astăzi, sărbătorim împreună Ziua Națională a Contabilului Român sub sloganul Tradiție pentru viitor, evoluăm împreună. Colaborarea între Ministerul Educației, Inspectoratele Școlare de Județene, așa cum spuneați și dumneavoastră, și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România continuă și anul acesta prin organizarea celei de-a doua ediție a Concursului Național de Cultură și Educație Financiară Contabilă adresat elevilor din liceele economice. Îmi doresc să stabilim parteneriate la nivel județean între liceile care au profil economic și firmele de contabilitate, birourile de contabilitate aflate în evidența CECA, astfel încât să oferim posibilitatea elevilor de liceu să-și desfășoare stagiile de practică într-o firmă de contabilitate și a-i direcționa către această profesie. În încheiere, vă felicit pe toți cei prezenți, vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfășurați și un sincer la mulți ani. Aceasta este diploma de că ați fost alături de noi de eveniment. Vă mulțumesc!
Iar ca reprezentant a liceelor economice, o am alături de noi pe doamna Paula Rugină. Dumnezeu pregătește o parte din elevii care tot au fost la concurs și acum s-a alăturat de noi. Vă rog. Bună ziua! Felicitări pentru aniversare! Sunt încântată de colaborarea pe care o avem cu dumneavoastră în cei doi ani de organizarea concursului. Vorbeam cu colegele și cu dumneavoastră, de fel că elevii sunt foarte încântați de acest concurs. Nu le place neapărat premiul pe care îl primesc, le place foarte mult modul în care este organizat. Fiindcă simt, deci e un concurs care se desfășoară în programul SAGA și ei simt că într-adevăr ce învață pot aplica. Așteptăm pe viitor și pentru clasele mai mici să organizați acest concurs. Vă mulțumim încă o dată, vă dorim la mulți ani și să ne vedem cu bine. Mulțumim! Iar în încheiere, știți cum e întotdeauna cei care muncesc sunt lăsați mai la urmă. Am să-l invit alături de noi pe domnul Mățăreanu Antonin de la Comes. Domnul Armoi reprezintă, știți, cotizanții societății pe lângă noi, să ne adreseze două cuvinte. Mulțumesc frumos pentru invitație. M-ați luat nepregătite, n-am nimic pregătit cu un speech, dar oricum vă felicit pentru organizare. Este a doua oară când particip. La mulți ani, în primul și primul rând, la mulți ani tuturor. Să aveți numai reușite și în special să ne ajutați pe noi cei care muncim teoretic, cum munciți și dumneavoastră de altfel, să nu greșim. Cel mai important lucru este să ne ajutați pe noi, noi privați, pentru că reprezintă mediul de afaceri, să nu greșim. Bineînțeles, referitor la inteligența artificială, eu sunt așa mai reținut, nu prea sunt adeptul în totalitatea ei, nu de alta, dar acum să fac o glumă, rămâne domnul Popescu fără obiectul muncii în câțiva ani. Dar, da, eu zic că totul trebuie să aibă o limită, nici inteligența artificială dusă la extrem nu poate să nu e un lucru bun. Bineînțeles, avem nevoie de ea, avem nevoie pentru implementarea unor sisteme competitive absolut în toate domeniile, dar să fim totuși chipzuiți și limitați în anumite aspecte. Încă o dată, la mulți ani, să ne revedem cu bine și la anul și mult succes! Bineînțeles, o diplomă și pentru dumneavoastră. Mulțumim! După ce am fost așa lăudați, adică o să ne luăm în cap cât de bun și deștept suntem noi, minunat, dar suntem. Și mai vin să ne spună și ceilalți despre noi. Ce să vă spun? Vorbim despre inteligența artificială și uneori ne sperie, dat fiind și faptul că în ultimul timp toate ordonanțele care au fost date privind e-TVA, e-transport, e nu mai știi de care e, și s-a vehiculat peste tot în presă și nu numai, chiar ale noastre cercuri, cum că experții contabili s-ar speria de digitalizare. Cred că cred că chestia asta ar trebui transmisă mai departe, prin care să spunem că nu, experții contabili nu se sperie de digitalizare. Nu îi sperie nici ETVA, nici transport. De fapt, ne îngrozește modul în care se face. Pentru a doua parte a întâlnirii noastre, am adus alături de noi pe domnul Toma Ovidiu. Dumnealui este expert în IT și administrator de rețea, pe care am să-l rog să vină alături de mine să vă prezinte o mică descriere cam ce ar însemna această transformare și utilizarea inteligenței artificiale.
Eu sunt încrezătoare, eu personal, și văd că majoritatea dintre cei prezenți îmi împărtășesc ideea că nu cred că chiar ne vor înlocui de tot, cel puțin nu în viitorul apropiat. Iar dacă chestia asta se întâmplă și noi prindem, tind să cred că, știți, e cam povestea aia, cine a fost primul, ou sau găina, eu zic că cineva la butoane tot omul va fi. Deci să sperăm cu, adică să privim viitorul cu speranță, zic. Vă rog, domnul Meteu. Bine v-am găsit. Aș începe cu o mică glumă vis-a-vis de ouă și găina. Toată lumea se întreabă de ce s-a inventat. E factura, e de contul, e transportul, e toate. De ce? Pentru că prima dată a fost evaziune. E puțin cam în urmă în Ministerul Finanțelor, dar recuperează el. În ceea ce privește inteligența artificială, cine nu și-ar dori ca la servici să stea fața unei cafele și să zică Siri sau Alexa sau cum s-o mai fi chemând inteligența, dom'le, trimite și mie cele trei, pe ultimele trei luni, balanțele la banca X, la domnul sau doamna Y, fă-mi automat o previziune a cash flow-ului firmei sau diverse situații cu clienții sau furnizorii, chestii care iau mulțime de timp și nu sunt profitabile din punctul al meseriei, adică îți ia timp din ceea ce trebuie să faci efectiv, din contabilitate sau fiscalitate. Bun, să revenim la ordinea de zi. Ca și evoluție, ca istorie și evoluția contabilității, prima dată contabilitatea a apărut din antichitate. În Mesopotamia, primele forme de contabilitate au apărut la sumerieni care, prin acele tăblițe de argint, își înregistrau cu tranzacțiile economice. Apoi, în Egipt și Babilon, au aprofundat aceste sisteme de biocontabilitate pentru a gestiona resursele agricole și pentru a-și calcula pentru prima oară taxele. Apoi în Grecia și Roma au, să zic așa, au inventat un sistem de contabilitate pentru administrarea statului și gestiunea primelor afaceri private. În Evul Mediu a început evidența în standardul dublu partidă. Odată cu industrializarea, companiile devenind mai complexe, au necesitat și practici contabile mai riguroase și apare contabilitatea de costuri pentru eficientizarea folosirii resurselor în producție. În Renaștere și în epoca modernă s-a folosit sistemul în partidă simplă. În secolul XV, Luca Paciolo, un renumit matematician, a revoluționat, să zicem așa, contabilitatea, inventând contabilitatea în partida simplă. În secolul XIX-XXI deja apar primele organisme internaționale, IFRS-ul și GAP, pentru care gestionează și standardizează deja normele contabile și deja este necesară o digitalizare și o introducere a tehnologiei în contabilitate în apariția calculatoarelor și a diverselor softuri. Contabilitatea este foarte importantă în afaceri. În primul rând se monitorizează veniturile și cheltuielile, se pot face planificări și bugetări, se pot lua decizii financiare în baza datelor contabile și, de asemenea, se pot evalua partea de investiții, oportunitatea acestora și creșterea rentabilității. Respectarea normelor, reglementărilor legale, fiscale, este o necesitate a zilelor noastre. Contabilitatea, trebuind să ofere înregistrări corecte și rapoarte financiare corect întocmite. De asemenea, trebuie să existe o transparență și o încredere în toate raportările și în toate înregistrările contabile. De asemenea, contabilitatea trebuie să ofere o bază a auditului intern și extern,
tocmai pentru a crește credibilitatea în firma respectivă și de asemenea să permită detectarea eventualelor fraude care pot apărea, pot interveni în gestiunea datelor din cadrul unei firme. În concluzie, contabilitatea a evoluat de la formele rudimentare de înregistrare a tranzacțiilor la un sistem mai sofisticat. Important în afacere, importanța în afacere fiind crucială. Prima dată, ca să facem o comparație de la contabilitatea tradițională la introducerea AI, trebuie să menționăm cam cum se desfășoară contabilitatea sau cum a început contabilitatea să se țină în mod tradițional. Prima dată a fost în partidă simplă, prin înregistrare fie pe venituri, fie pe cheltuieli. Apoi a intervenit contabilitatea dublă, în care se țineau pe diverse conturi, pe debit, pe credit, pentru a se asigura echilibru între activ și pasiv. Aceasta, în mod de evidență, necesită o muncă manuală intensivă. Cred că vă aduceți aminte de perioada în care se făceau balanțele la creion, la fix, cu calculatorul de birou. Foarte, foarte mult timp și această modalitate de calcul era, să zic, foarte, nu era actual, adică în momentul când terminai o balanță sau făceai o, deja era veche ca și parte informațională. Iar managementul, ca să poată lua decizii în baza celor date, deja era puțin cu un pas în urmă la ceea ce se întâmpla în firmă. Contabilitatea, în prezent, trebuie să respecte numeroase reglementări și standarde, inclusiv contabile, dar mai ales fiscale. Și metoda manuală, cum era înainte, nu, în mod sigur, mai este nimeni care mai face acum cu creionul balanță. Dar chiar și așa, au apărut în ajutorul contabililor sau a economiștilor acele softuri, acele calculatoare performante care ajută care facilitează toate registrările și toate raportările. Dar nu este suficient, pentru că aceste sisteme trebuie și ele la rândul lor protejate, trebuie securizate, ele sunt operate de oameni, oamenii la rândul lor pot greși, la fel sistemele pot da erori. Într-un fel, contabilitatea tradițională e de domeniul trecutului. Trecem. E în mod clar și se vede în zile de zi cu zi că e necesară o digitalizare a contabilității, la întrecerea la diverse softuri de contabilitate și ERP-uri, cât mai adaptate la necesitățile zilnice, adică să facă cât mai multe operațiuni care se vin în ajutorul economiștilor, să putem să fim, să zicem așa, în pas cu rapiditatea vremurilor, cu toate modificările legislative. Iar peste această digitalizare este necesară și introducerea AI-ului în contabilitate și voi exemplifica și la ce poate să ajute. Adică nu neapărat ia locuri de muncă, doar automatizează și ușurează munca. Evoluția softurilor de contabilitate, să spunem că prin anii 80-90, cam așa, au apărut primele programe de contabilitate care automatizau sarcinile de bază și permiteau introducerea datelor și generarea de rapoarte financiare. Acestea puteau fi folosite atât pentru contabilitatea simplă, cât și pentru contabilitatea în partidă dublă, permiteau facturarea, gestionarea inventarului și evidența bancară. Apoi au apărut ERP-urile, sisteme integrate, împreună cu care, pe lângă funcțiile contabile și cele enumerate anterior, permiteau calculul, evidența resurselor umane, calculul salarizării, producția, achizițiile, vânzările, iar pentru management permiteau o viziune mai amplă și o posibilitatea de a lua decizii mai corecte vis-a-vis de datele, gestiunea firmei și previziunea din piață. Cele mai frecvente ERP-uri sunt SAP, Oracle, Microsoft Dynamics și multe, mai sunt și altele, asta la nivel mondial folosite.
Softurile moderne permit automatizarea tranzacțiilor, special cele financiare bancare, reconcilierea automată a conturilor și oferă, în primul rând, generarea de rapoarte în timp real, adică pe măsură ce sunt operate în sistem, rapoartele rezultă ca și în mod automat, nu mai sunt necesare calculul lor și așa mai departe. De asemenea, un soft digital foarte bun și care este foarte necesar în zilele noastre este să permită accesul de la distanță sau să fie disponibil în mod cloud. Din cauza, cum ați văzut și în pandemie, mulți nu au putut veni pe la birouri. Și o mare problemă a fost pentru IT și asigurarea accesului la calculatoarele de birou, la infrastructura unei firme și special la contabilitate, la accesul de softul de contabilitate. Deci a fost o chestiune foarte... Pandemia a transformat foarte mult partea asta de softuri în contabilitate. Beneficiile digitalizării este, printre alte, eficiența crescută. Pot duce sau și duc la reducerea erorilor. Acum softurile, marea majoritate, au diverse chei de control prin care chiar dacă uiți anumite chestii, te trag de mâini cu să vezi, n-ai închis de contul de TVA, vezi că ai uitat să închizi contul cu tare sau nu l-ai pus corect în corelație cu contul celălalt. Sistemele digitale oferă o trasabilitate mai bună a tranzacțiilor și sunt un real suport pentru auditul interne și externe. De asemenea, implementarea unor softuri de contabilitate presupune în primul rând costurile. Costurile de implementare pot fi destul de mari. Unele licențe sunt destul de scumpe și nu sunt la îndemâna oricărei firme. În caz concret, cel mai des folosit program este Saga, ca o raportare calitate-preț, fiind una rezonabilă pe piață, urmând toate celelalte care ușor-ușor cresc ca și preț la niște sume astronomice pentru firme mici, de la mijlocii în sus, e ok. Rezolvarea problemei securității datelor. Cât lucrează mai multe persoane într-un sistem, e o provocare să asigure securitatea datelor, să configurez conturile și userii respectivi la fiecare, să nu aibă acces la date care nu trebuie și accesul la care datele la care are acces, să nu poate să le extragă din sistem, să le facă publice dacă sunt mai sensibile. Și de asemenea, atacurile din exterior, acele atacuri cibernetice care pot să-ți încripteze o bază de date, poți să-ți o șteargă sau poți să o facă publică, care iarăși nu dă bine și poate bloca activitatea unei firme. O altă provocare a digitalizării sunt angajații. Angajații întotdeauna, la orice modificare, sunt cei care pun prima frână. Sunt cei care se opun, inclusiv noi, ca și vedeți că avem o reticență la AI, avem o reticență la noile modificări cu eurile, nu fac bine la sănătate, dar asta e. Prima dată trebuie lucrat cu angajați, trebuie făcute cursuri de formare și de să învețe acele softuri, să știe să le utilizeze, pentru că primul lucru nu știu, nu mă pricep, nu mă bag și fac și greșeli. Ei putând distruge chiar și bazele de date din această cauză, prin neștiință. Am ajuns la partea de AI în contabilitate. Peste softuri, peste nu știu ce, există totuși nevoia introducerii AI. Practic, ce înseamnă un AI? Toată lumea discută de AI, dar nu știu dacă toată lumea știe ce înseamnă. AI se referă la simularea proceselor de inteligență umană de către mașini, adică mașinile care să preia o parte din sarcinile repetitive și plictisitoare și de uzură a omului și să se transforme în sisteme informatice care să presupună învățarea, în primul rând, din utilizare, să permită un relativ raționament în baza regulilor în care au fost programate, iar apoi să poată, să zic așa,
da diverse date, să poată să se autocorecteze, să vină în continuarea muncii economiștilor și a scurtării timpului de a task-urilor zilnice, cum să vă zic, că munca de birou, știți foarte bine că nu faci contabilitate, cât trebuie să faci diverse situații pentru diverse organisme. Zilnic sună, poate să sune telefonul de la statistică, de la bancă. Administratorul vine și spune, domne, vreau situația, că vreau să trimite la trei bănci, vreau să facem un credit, două. Poate trebuie să accesăm niște fonduri. Toate necesită niște date. Un top al clienților, un top al furnizorilor, balanțe pe diverse perioade, bilanțuri și mai departe. Ți-au mulțime de timp. Practic, nu știu dacă pentru contabilitate lucrez 20% din zi, pentru fiscalitate cred că 30-40% versus task-uri bărute. AI permite automatizarea tocmai sarcinilor repetitive. Adică el preia prin învățare sau prin reguli programate diverse sarcini, cum ar fi introducerea datelor, reconcilierea contului, generarea de rapoarte financiare. Spre exemplu, cel mai adesea, să zicem că e saga folosit. V-ați lăsat pe mâna programului Saga să vă introducă automat extrasul de bancă? Nu, vă spun eu, niciodată face valul. La fel, parcă introducerea e-facturilor, le preia din sistem. Dar puteți lăsa Saga să vă pună automat conturile? Niciodată. Ei, Saga e un mic exemplu a unei AI, să zicem așa, are un mic modul de AI incorporat care, pe măsură ce îl utilizați, învață. Într-adevăr, după luni și ani de folosință, el învață și o nimerește. Deci pe acolo nimerește și la conturi și la extrase, reconciliază foarte bine, adică cuplează încasările, plățile cu diversi clienți sau furnizori, dar dacă denumirile sunt asemănătoare, greșește mult clar. Procesarea rapidă. Dacă omul îi pui în brațe 10 dosare, păi lui iau o mulțime, o săptămână să proceseze datele, să poată să facă diverse rapoarte mai departe, un AI, având toate datele, poate procesa volume mari într-un timp foarte scurt, volume mari de date. Și poate da diverse, genera automat diverse rapoarte și diverse soluții la diverse probleme. La fel, operarea umană presupune foarte multe erori. Cum e acum, căldura. De la căldură nu mai poți să lucrezi în parametri. De la stres, ești cu gândul la concediu, dai peste cap, nu poți să folosești, nu pui corect conturile. Nu. La fel, știu eu, mai sus de partea de introducere date la contabilitatea financiară, poți să treci cu vedere anumite erori, nu vezi bine niște chei de control, AI-ul permite exact reducerea acestor riscuri. Cum face AI-ul? AI-ul este o dată. Ce face AI-ul? Păi, în primul rând, o ajută. El, foarte simplu, el are două componente. Una, preprogramat. Programatorul îi dă un set de reguli. Să zicem că vreți să faceți un bilanț. Știți că bilanțul are niște chei de control. În cadrul unui program, în cadrul programelor sunt implementate mici secvențe de AI și, de exemplu, dacă vreți să faceți un bilanț, bilanțul are niște chei de control. Dacă vreți să generați bilanțul, el vă sesizează. Vezi că nu ai închis bine contul cât are. Zicem că ai lăsat. Da, deci programele de contabilitate merg mână în mână cu AI. Nu există AI separat și program separat. De-aia e bine să valideți foarte bine programul de contabilitate pentru anii următori. De ce? Pentru că, pe lângă faptul că vă ajută la generarea rapoartelor, trebuie să vă permită să trimiteți și, cum spuneam, acele corespondențe comerciale direct din program. Adică am generat balanțele sau bilanțurile, dar eu în același timp trebuie să le atașez la un e-mail și să-l trimit.
Acum cum faceți? Le generați, le salvați undeva, le atașați manual la un e-mail, un e-mail care îl căutați manual la cine și așa mai departe. Nu. Ăla trebuie să se desfășoare automat, cum spuneam la început. Stai la o cafea și spun: domnule, trimite-mi balanța de pe luna decembrie cu bilanțul din 2023 la e-mailul băncii care o vreți, la domnul sau doamna Putare. Asta înseamnă AIU. Da, munciți alături de AI, AI vă supraveghează. Nu vă ia locul, asta spuneam, nu vă ia locul, n-are cum. Și AI e la început, nu știu dacă ați auzit, a fost un AI pe la guvern și și-a dat demisia, nu știu cum îl chema. Nu s-a mai auzit nimica de el. De asemenea, AIU permite o analiză a datelor, identifică tipare, tendințe și anomalii. Spre exemplu, din analiza datelor unei firme, un AIU vă poate spune dacă firma va intra într-o criză de lichiditate sau nu. Poate nu-ți dai seama, dar el, pe măsură ce analizează, ce trece o perioadă de analiză și în baza regulilor de programare, poate să spună: dom'le, vezi că începând de la anul nu prea mai ai banii firmă, vezi ce faci. De asemenea, permite o raportare în timp real. Toate... Este în condițiile în care firmele vor continua să aibă activitate. Dar, având în vedere situația actuală, nu vor avea majoritate. Păi asta este o mare... Adresați firmelor de stat. Păi da, dar firmele de stat nu fac digitalizare. Noi avem clienți mărunți, care nu... Da, firmele de stat pe digitalizarea o pasează munca la privat și la ei apar digitalizare e-urile alea care, mă rog, mă abțin. Eu pe asta se bazează și ei și sperăm că ne vom adapta și la perioada asta. E o perioadă de tranziție, la fel probabil s-a întâmplat și când s-a introdus softul în contabilitate, așa ziceau și cei cu pixul. Niciodată n-am să fac, cu ce mă ajută soft. Și tot așa. Când a apărut internetul, toată lumea zicea: dom'le, ce mă ajută internetul? Păi ea că te ajută, că acea balanță care ai făcut-o, trimiți acum pe net, nu te mai duci cu ea fizic. La fel, a apărut semnătura electronică. Cu ce mă ajută semnătura electronică? Mă duc cu ștampila la... Mai țineți minte când făceați coadă la sediile ANAP, cu declarațiile, ai ștampila, ai ștampila, ai semnătură, n-ai semnătură. Acum aplicăm semnătura electronică prin internet. La scurtul de la obiectiv. Ca să aplici semnătura electronică este comparabil mai mare decât ca să aplici. Bun, aici nu-i vina noastră. Aici e vina sistemului că permite introducerea de date redundante, adică sistemul ANAF e renumit pentru așa ceva. N-ar trebui să introduci sau să de două ori, nu știu dacă ați observat, la început semnăturile electronice vă cereau autentificarea de fiecare dată la fiecare declarație. Acum, dacă ați observat, odată ce ai băgat semnătura electronică într-un calculator, până o scoți sau până închizi browserul, rămâne valabilă. Partea privată, firmele private au rezolvat. Statul nu a rezolvat nimic. De exemplu, facem o divagație. Intrați în SPV. Vreți să scoateți o situație. Vă cere ANAF, are pretenția să știți denumirea firmelor după cui? Pe de rost. Dacă aveți 30 de cuie, între ghilimele, știți denumirea lor sau le știți după cui care sunt? Nu. El ar trebui să, la orice interogare, pe cuiul respectiv să vă afișeze oriunde și denumirea firmei. La fel, nu este interfața ANAF-ului, este cea mai neinspirată interfață, adică pentru contabili pierd foarte mult timp. De asta au venit softurile contabile care prin ele faci aproximativ aproape orice, inclusiv e transport, inclusiv e factura, nu mai intri, nu mai ești nevoit să intri în SPV, să încarci manual o factură sau să faci manual un uit.
vin firmele private cu softurile de digitalizate, mă rog, care încearcă să ajute partea asta din ANAF, în care nu lucrează cum trebuie ANAF-ul, să spun eu, lucrează pentru el. Dar eu nu furnizez programe. Nu furnizez programe. Eu pot doar să vă... Nu sunt reprezentant de firmă de programe. Revenind la prezentare, AIU permite, să zic așa, cum să spun, o... vine în ajutorul a firmelor, vine în ajutorul firmelor, asigurând, să zic așa, prin reducerea timpului, practic, concluzionând, tot ce face un AI este să vină în ajutorul unei firme și în ajutorul unui expert contabil de economist, prin reducerea timpului și prin automatizarea unor chestii care el ar trebui să le facă manual. Asta ar fi concluzia, că în rest ne pierdem în diverse. AIU, dacă e să ne luăm după o secundă, că am apăsat prea repede. Cum spuneam, la AIS sunt softuri care sunt legate inclusiv de blockchain-uri. Da. O secundă că vă că... din chestiile astea le-am prediscutat, acum le dau pe derulare. Deci AI-urile acum pot fi, pentru securitate, pot fi legate prin tehnologia blockchain, pot analiza diverse date luate prin diverse dispozitive de introducere. Acum, de exemplu, facturile se pot introduce și prin scanere. Sunt facturi cu cod QR sau cu cod de bare. Printr-o simplă scanare s-a introdus factura. Ca o concluzie, AIU vine cu numeroase beneficii pentru contabil, prin eficientizare operațională și prin precizie și prin detectarea eventualelor erori sau fraude care se pot face. De asemenea, utilizarea AIU-ului presupune și unele aspecte etice. Toate operațiunile AI trebuie să fie transparente, să poată fi verificate atât de factor uman, cât și de firmele care asigură, de programatori, să zic așa, pentru eventuale erori. AI-ul trebuie să fie programat să evite prejudecățile, să poată lua decizii corecte și echitabile. De asemenea, este necesar să asigure încriptarea datelor pentru accesul neautorizat și, de asemenea, să permită monitorizarea pentru audit și pentru detectarea anumitor breșe de securitate. Ca un exemplu de introducere a AI, în general se pretează foarte mult pe firmele mari. De exemplu, la o companie multinațională de retail, să zicem, gen cum este EMAG, unde este necesar gestionarea unui volum mare de date financiare, unde sunt necesară automatizarea acestor procese repetitive, toate acestea, dacă ar fi introduse doar manual, atunci, să zicem, ar dura foarte mult. Ca atare, un sistem de genul acesta asigură rapiditatea operațiunilor, operarea în mod real și predictibilitatea veniturilor și cheltuielilor în cadrul unei firme.
reduce costurile, reduce erorile și managementul poate să ia tot felul de decizii în timp real. Un alt caz este cel al unei firme financiare care a introdus pentru evitarea diverselor fraude prin, să zicem așa, la firme de, cum zice, de asigurări. Prin machine learning învață fel de fel de situații pe care le întâlnește și automat poate detecta diverse fraude și diverse chestii chiar și la bănci. Uneori vi se blochează contul. Un exemplu bun este Revolutul. La anumite operațiuni vi se blochează contul pentru că acel AI spune că e o operațiune atipică față de ceea ce făceați dumneavoastră. Zicem că în mod frecvent făceați niște cumpărături la magazinul X, dar s-a întâmplat să faceți o cumpărătură la magazinul Y. S-a aprins beculețul că ați depășit o anumită valoare și așa mai departe. Nu sunt ok toate alarmele astea, dar sunt și ele la început. Asta ca, poate AI-ul ajută la detectarea eventualelor tranzacții suspecte, poate să scadă numărul de incidente și reduce timpul de investigație prin automatizare, dar încă o dată repet, ele pot face multe, multe greșeli, tot omul este la baza, la baza AI-ului. Aș concluziona, impactul asupra profesiei contabile a AI-ului. Prima dată și se vede este schimbarea rolului contabililor. Pe măsură ce sarcinile repetitive sunt automatizate, contabililor li se cere să se concentreze mai mult pe activități strategice, pe consultanță financiară, pe analiza datelor și planificare strategică. Deci, în loc să mai pierdem timpul cu introducerea manuală a datelor, noi ar trebui să ne concentrăm pe ce facem cu acele date. Îmbunătățirea eficienței și productivității. Automatizarea permite contabilului să gestioneze volume mai mari de lucru, cu reducerea erorilor și a timpului de operare. Contabilii vor trebui să-și dezvolte abilități în utilizarea tehnologiilor. La ora actuală nu mai există contabil fără să știe să folosească un calculator și un soft. Utilizarea AI-ului presupune confidențialitate și securitate. Așa cum, în mod normal, trebuie să păstrați confidențialitatea operațiunilor față de clienți, la fel și prin folosirea AI-ului trebuie să vă asigurați că nu divulgați datele sau, mă rog, nu sunt, cum să spun, scap acum. Da. Da. Deci AI-ul de asemenea duce la automatizarea contabilității la nivel entry și mediu și presupune în primul rând ca și un viitor al profesiei e necesită o colaborare foarte strânsă între contabil, calculator, soft și tehnologiile AI, adică oamenii în urma utilizării AI-ului vor rămâne cu interpretarea datelor și cu luarea deciziilor. Practic munca de jos va fi preluată de AI-uri și de softurile respective. Cam asta e cu... Mulțumim, eu cred că dacă îl ținem pe domnul Toma să ne povestească, mai durează o săptămână, că este pasionat de ceea ce face și, și noi înțelegem până la anumită, sau nu vrem, nu știu. Numai că nu trebuie omorul mesagerul, sper să nu... această trecere către AI să se facă lent, să o putem înțelege și mai ales să fie de partea noastră.
sperăm, adică vrem, într-adevăr, dacă să aibă un buton să ne facă masaj, eventual să introducă toate actele, vă dați seama. Cred că în viitorul apropiat se va face și astfel de programe, dar ele nu vin, știți, niciun lucru bun nu vine cu, fără să nu vină și cu un lucru rău. Sigur, va costa să ai așa ceva acasă, să-ți facă vânt când trebuie și să-ți creezi o ambianță că tu ești pe plajă la Miami. Noi nu putem face decât să sperăm. Să sperăm că nu se va mai schimba codul fiscal în defavoarea noastră. Să sperăm că ne ține capul și ochii să putem merge mai departe. Ce să zic? Mulțumim de prezentare, mulțumim, dragi invitați, că sunteți alături de noi, că ați fost destul de rădători, dragi colegi. Trecem la cea de-a doua parte a întâlnirii noastre cu... în ceea ce privește topul local al societăților de contabilitate, experți contabili și contabili autorizați. Astfel, la categoria experți contabili, locul 1 se acordă domnului Sârbu Adrian pentru rezultatele obținute în anul 2023. Felicitări, dragă coleg! La mai mare, în continuare! Locul 2 este acordat domnului Bularda Valeriu, dar dumneavoastră nu este. Mergem în continuare cu locul 3 la categoria expert contabil. Se acordă doamnei Trifan Alina. Nu că ar fi o surpriză, doamna Alina este un membru care e obișnuită cu premiile. Și continuăm. Locul 4 se acordă doamnei Șendre Andreea Constantină. La fel, Andreea. Mult spor și pe viitor! Locul 5 se acordă doamnei Constantina Dina Cristina pentru rezultatele obținute în 2023. Și doamna Dina, o minunată colegă care mereu este pe podium. Legat de, o să spun, de inteligența artificială, eu zic că trebuie să fim relaxați. Că așa cum am învățat la facultate în primul an și cum ne-a spus Adam Smith, există mâna invizibilă. Deci putem să stăm liniștiți. Inteligența artificială există. Locul 6 se acordă doamnei Moraru Valeria. Nu este în sală. Locul 7, domnului Davija, doamnei Davija Simona Mariana. Locul 8 se acordă domnului Burcă Florian. Eu ducem noi la Roma. Locul 9 se acordă doamnei Mitria Ana Maria. Nu este nici doamna. Locul 10 se acordă doamnei State Carmen Mihaela. Carmen, o colegă muncitoare și de-a noastră. De fapt, toată lumea e muncitor pe noi, numai asta facem toată ziua, muncim. Felicitări, dragă Carmen, mult succes pe viitor. Continuăm cu categoria contabil autorizați. Locul 1 se acordă doamnei Munteanu Lucia. Nu este pentru noi. Mergem mai departe. Locul 2 se acordă doamnei Robu Tereza. Nu este. Locul 3, la categoria contabil autorizat, se acordă doamnei Bârliba Adela. Locul 4, se acordă doamnei Rotariu Angela. Parcă am văzut-o. Felicitări, dragă Angela. Așa nu te pot. Da. Felicitări. Mulțumesc.
Și diploma. Scuze. Locul 5 se acordă doamnei Floarei Șmioara. Locul 6 se acordă doamnei Stamatin Liliana Cătălină. Se muncește. Locul 7 se acordă doamnei Gavriloaia Antonela Gabriela. Locul 8 se acordă doamnei Avram Manuela. Nu este. Locul 9 se acordă doamnei Simeon Artemisa. Și încheiem cu locul 10, care se acordă doamnei Stafie Maria. Trecem la categoria de societăți de expertiză contabilă. Locul 1 se acordă societății Cont Expert Vasiliu SRL pentru rezultatele obținute în anul 2023. Felicitări! Mult succes pe viitor! Vă mulțumesc pentru prezență, sunt un pic emoționată. Aș vrea să vă spun cum am reușit să ajung aici. Direcțiile mele au fost două. Prima direcție a fost în a mă concentra pe a-mi pregăti colegele care nu au pregătirea pe care o am eu, să fie capabile să răspundă la întrebări din partea clienților, să fie capabile să le ofere consultanță. Iar cea de-a doua direcție are sens în legătură cu tema întâlnirii noastre de astăzi, este cea de în direcția digitalizării și automatizării. În acest sens ne-am implementat pe birou mai mulți roboței. Sunt teoretic angajații pentru care IBM ne cere pontaj, da? Și pe care îi plătim o singură dată. Funcționează foarte bine. Succes nu i-am găsit pe piață, nu vă gândiți că am deschis o pagină net și i-am cumpărat, nu. I-am dezvoltat împreună cu o colegă de-a mea de doctorat, care este membru al CECAR Iași și este și programator. Și atunci, în colaborare cu ea, am reușit să-mi rezolv exact problemele pe care eu le aveam pe birou, am reușit să diminuez timpul, am reușit să iau mai mulți clienți, da? Și astfel că am ajuns aici. Și cu multă ambiție. Mulțumesc! Locul 2, în categoria societăți de expertiză contabilă, se acordă societății ACH Contabil Instituțional SRL. Pentru anii, rezultatele anului 2023. Cu mare drag. Da, ce să mai spun? Tot timpul ai ceva de spus. Sigur, dar noi totdeauna avem ceva de spus. În primul rând, mulțumesc echipei mele, colaboratorilor, fără de care nu puteam obține acest rezultat. Și eu ce să zic, mă simt în asentimentul dumneavoastră, doamna președintă, și urez tuturor colegilor noștri sănătate, bucurie, putere de muncă și să știți că vom reuși. De 28 de ani de când am această firmă, ne-am zbătut, dar am reușit. Mulțumesc! Așa este, trebuie să ne adaptăm vremurile. Locul 3 se acordă Societăți Ștef Contab SRL pentru rezultatele obținute. Felicitări! Mult succes pe viitor! Dacă vrei să adresezi câteva pentru mă poate să trăi. Cu drag! Locul 4 se acordă societății Friendship Consulting SRL. Nu este. Locul 5 se acordă societății Cont Expert Petrariu SRL. Nu este. Locul 6 se acordă societății Eurocont Audit SRL. Nu este. Locul 7 se acordă societății Multicontab SRL pentru rezultatele obținute în 2023. Nu? Locul 8 se acordă societății Biacont Expert SRL. Locul 9 se acordă societății Cont Legis Plus SRL. Și încheiem cu locul 10, care se acordă societății Tax Consulting SRL. Nu e atât tax? Tax Consulting, nu-i. Păi știu
ceva cu taps. Încheiem topul local cu categoria societăților de contabilitate și astfel. Pe locul întâi se situează societatea Dacian Consulting SRL. La categoria societăți de contabilitate se acordă societății Anina Conexpert SRL. Felicitări! Spor de mai departe. Locul 3 se acordă societății TEA Consulting SRL. N-am niciun merit, doamna Sofronia m-a rugat să fiu astăzi aici, să iau premiul pentru dumneei. Sincer vă spun că rezonez foarte mult cu doamna, este o persoană extraordinară pe care am avut ocazia să o cunosc anul acesta. Și atât, mulțumesc frumos! Cu drag! Și felicitări! Te ia cu suflet! Mulțumesc! Mulțumesc! Da. Felicitări! Mai facem o poză pentru doamna, pentru doamna. Să se scrie pe poză, te ia. Continuăm cu locul 4, se acordă societății TES Contab SRL. E o societate nouă. Locul 5 se acordă societății Unicont 2002 SRL. Locul 6 se acordă societății Loricont SRL. Locul 7 se acordă societății Finrevex Cont SRL. Locul 8 se acordă societății N&M Contab SRL. Și locul 9 se acordă societății INACONT INFO SRL pentru rezultatele obținute în 2023. Dragi colegi, acesta a fost topul societăților contabile, expertize contabile, experți contabili, contabili autorizați, premiați în acest an. Ce să vă zic, mult succes pe viitor, să ne vedem cu bine în următorul an, să fim cu toții bine, să sperăm că vremurile nu vor fi într-o așa o dinamică de schimbare și să ne pună la pământ. Vrem digitalizare, deci vrem, dar nu așa cum ne-o impun unii. Și sper că vom fi bine. Ce să vă zic? Succes pe viitor, la mulți ani, să fim sănătoși cu toții și să fim bine. Vă mulțumesc!